Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de DayZ. Îmi cer scuze pentru episodul trecut atât de scurt. Mamă, am găsit. Doar că, hai să spunem pe față, am oprit filmarea din greșeală. Da. Dar am găsit acest server pe care am luat niște chestii, după cum puteți vedea. Ok. Zombie. Și da, știu că am vorbit pe filmare. Dar vreau să-mi fac prezența simțită. Sari! Cum adică ai vorbit pe filmare? Păi acum nu filmezi. Ba da. Păi da, și oamenii nu știu că eu joc DayZ. Și nici nu jucam până acum. A, postez, deci postez. O să postez filmarea aia, numai că e foarte scurt, are 8 minute. Ok, Robi, acum fug pe stradă, deci aș putea să-ți spun setările. Oh my god, știi ceva? Nu prea am ce pierde dacă mor din cauza zombiului ăsta. Suntem noi 3 și încă 3. Da, 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 Robi, deci dacă ești în mijlocul pustietății să găsești orice mijloc. E un sat. E un sat destul. Nu contează, s-ar putea să fie oriunde. Adică îți niște magazine și așa. A, uite, un police station. Ok, atunci mă bat. Ce naiba? Unde e ăsta? Și police station. Oh! Ce? Cine va câștiga? Zombiul sau eu? Nu, zombie, nu te ridica. Ești urât. Police station. Oh. Asta nu trebuie să mă întreb și eu, adică. Oh. Nu cred, bat zombiul. Vezi cum bat clădirea? Aia cu ghiozane? Nu, sunt departe. Bat deci zombiul. Mai vine în față, ok? Deci dacă mă vezi, nu. Eu mă bat cu zombiul, Andrei, îți zic... Lasă să te omoară odată! De fapt, știi ce aș fi putut să mă duc de aici, la bază militară, știi? Bă, Robi, îți dai seama că ai pierdut Bă, ești chiar așa, pe bune? Ca să nu-ți zic cum. Liciuiește! Bă, lasă să te omoare, ești în mijlocul pustietății, poți să petreci 5 ore! Dacă nu te gândești un pic să mor de foame... Mă pot omorâ de la police station. Nu, mă, nu te arunci. Păi dacă te arunci, sunt șanse mari. Nu. De pe police station mori. Nu-ți rup piciorul. Acolo e prea sus ca să... Bun, ca să... Bă, stai așa! Bă, Lori, soare, nu în satul ăla pe lângă care treceam noi când mergeam la aeroport din Berezino. Bă... Bă, mă duc acolo, știi ce? Robi, stai unde ești, du-te la police station. Bă, Robi, vezi și un market undeva? Parcă da, am văzut. E cumva o pantă pe care trebuia să urci să ajungi la police station. De la masă! Da, o mică, da. Acolo ești, știm unde ești. Vin după tine. Să nu mă omor. Da, nu. Nu, mă, dacă te omori, ești distrus, ești aproape de aeroport. Chestii. Bă, Robi, zic setările, că nu o să poți să faci nimic fără setări. Da. Nota cola. Deci fii atent. Dă-i escape. Stai numai să... Gata. Escape. Loris, ai lootat clădirea de ghiozdane? Da, nimic. Atunci nu mai trec pe la ea, o să vin direct în Berezino. Escape, configure. Da. Mă duc după el. Video. Da. Overall quality custom. Da, îi deja. Brightness și gamma pe la jumătate. Da, uzi deja. V-Sync disabled. Ah, disabled. Robin, what? Mi s-a făcut ecranul negru. Ok. Stai puțin. Stai puțin. Îi arată DayZ. Da. E normal. Da, de la setări. Ce fac ca să nu mi-a? Nimic, aștept. Nu, la unele setări îți arată DayZ. Ciudați. Mi-s cam ciudați pumnii. Gata. Da. Acum mai fie. Departe. What? Arăt super ciudat și animat. Și stai, receiving. Da. Nu cred că mai arăt sune super. Așa, gata. Gata. Acum. Deci configure video quality. Unde? Quality, ok. Objects very low. Very low. Bun. Terrain very low. Very low, gata. Clouds disabled. Gata. Și shades. Shadows disabled. Shadows, așa mă. Gata. Close. Bun, și acum. Close. Textures, da.
Textures, bun. Video memory auto. Iar mi arată Daisy. Celelalte două very high, pot să umbli la să treci în timp. Very high? Da. Very high, very high. Gata. Rendering, anti-aliasing high. Anti-aliasing high. Alpha to converge, stai să mă uit acum că trebuie să schimb direcția. Alpha to converge disabled. Gata. Edge smoothing FXAA very high. Ok. HDR quality very low. Da. Următoarele două disabled. Disabled, gata. Bloom și rotation blur la 0. Bam, bam. Gata. Close. Asta e tot? Da. Setările astea ne-au schimbat viața. Ok, am dat close. Robi, dar să stai acolo unde ești, da? Vezi cum îți merge. Să zicem că acceptabil. La FPS nu văd mare diferență, dar da, parcă se vede un pic mai ok. Păi nu știu exact cât FPS am, dar... La care e? Adică păi pornește-ți un pic bendy game ca să-ți scrie. Păi atunci... Am Milene acum. Tu! Eu am, acum am 14, 15. Am găsit 9mm 25 rounds. Pristine. Da, ia-le. De care uzi din? I-am găsit cătușe. De pistoale, de pistol, de două. Cine are pistole. Cătușe? Cine are cătușe? Loris, unde ești? Ești în drum spre Robi? Da, am dus spre Robi, clar. Nu stau la discuții. Dacă mor, sper să nu mor. Nu cred că o să mor, dar mă rog. Sunt șanse. Robi, să stai acolo, da? Dacă aș avea glanța... Eu nu mă opresc în berezină, că sunt prea mulți zombi și mă disperă. Merg mai departe. Da, știu, eu acum fug de doi. Nu știu câte minute asta fac. Nici n-am glanțe. Bă, dar ăla cu rașa, n-ai mrașa. Mi-a zis, suca. M-am suport. Ce-i asta? Duct tape. Ce-i duct tape? A, nu-ți trebuie. Aruncă. Îi scoci. Map of Chernarus. Nu. Ne. Chernarus, de fapt. Da. Ce, mă? Ce-o sunat ea? Ce sunat? Ok, telefon, să ieșim afară. Nu, mă, nu, stai acolo. Da, stau cât de safe pot. Niște rice. Ocupă două spații. Da, mănâncă. Atunci o să beau un Pepsi. Nu-i orez ăla. Rice. Ba da. Ba da. Beau un Pepsi. Și am văzut zombiul ăla care vrea să vină după mine. Și după mine vine un zombie. Și-mi tot dă, dar măcar... Oh my... Bă, dar poți să-l omori numai cu pumnii. Adică o să te lovească gen odată, dar după aceea leșină și îi tot dai sau de gen 3 ori la mine o fost. Și ești super bleeding și după aceea... A, mie nu mi-o dat bleeding. Bă, fugi, retardatule! A, știi cine a inventat? S-a inventat 1911 pistolul ăla în United States Army. Stai, așteaptă. Și da. Mosinu în Rusia. Da, știu. Vreau să se îndepărteze un pic zombiul. La fel ca AK-ul. Vreau să îndepărteze un pic zombiul ca să mă pot bandaja. Și este un sniper, Krakan, nu, Dragunov, așa. Ăla-i automat. Măi, nu cred așa ceva! Ce? Încă un zombie! Da, pe lasă, eu am avut 3 pe mine, doamne. Dar eu-s bleeding! Nu-i cineva în apropierea mea? Nu știu, ce de ce? Ce cu zombie în față, mă? Păi eu nu prea știu ce să fac, că jos din câte am văzut unu, doi zombie. N-am nicio armă. Băi, deci eu cred că o să mor de... O să fiu unconscious, la cât zombie handicapați și retardați. Știi că s-a pus un spawn, adică este un spawn aproape de turn. Adică, mă rog, vezi turnul când ai spawn. Ăla din Lumbermill. Știu. E super șmecher ăla, dacă dai spawn acolo. Ești bestizat.
Bestial combinat cu grozav. Robi. Da? O să mă trebuiască să merg un timp, dar sper să ajung la tine cu bine. Poate, nu cred. No. Noi trei și cu un tip. Oh, yeah. Mă obosesc odată retardații ăștia și mai văd pe câmp o grămadă de zombi. Și mai... deja mi-e super alb-negru. Ușă închis. Ai, cred că mor, nu. Și eu cred că mor. Nu știu ce ar trebui să... Oare-i zombi după mine sau după... Nu știu unde o sună. Panta 6, tu tata retardatul naibii. Păi știu, mie îmi sună. Hai, hai, păi hai. Păi și aud, dar nu-i văd. Cred că-s la întrei, știi și... Lângă mine sunt chiar foarte aproape. Da, corect, da, evident, cum să nu? Trebuia să vină o femeie de aia ce te aleargă 2 km, dar cum? Fără ea nici nu se putea mai bine, deci nu mă simțeam deja foarte prost. Nu, deloc. Știi, tipul ăla cred că e speriat. Robi, Rolis, eu pe acum sunt pe acolo pe unde am ieșit prima dată cu Diana și cu tine. Unde? Știi? Acolo pe strada aia de imediat intru în pădure. Da, știu, nu, foarte bine. Eu sunt tot în față și acum sunt pe drumul pe lângă benzinărie și la police station, Robi. Da? Dacă vezi un tip cu un tricou alb, un splitting X și un M4, să nu dai în el. Și are blugi gri. Și dacă vedeți... Păi simt când ești în fața police station. Păi da, mă, dar spun că în caz că vine ăla dt, știi? Să nu... Deci ce să nu fac? Deci să te uiți dacă îs un om alb, adică am piele albă, îs chelios și dacă am un tricou alb cu un M4, o chestie neagră la spate, blugi gri și splitting ex, atunci se eu. Și dacă am o geacă din aia de piele și o mască cu sânge din Payday și niște pantaloni cu 6 spații verzi, să nu dai în tipul ăla. Dar poți să dai în ceilalți. Da. Adică... Deși în mine. Dacă vrei. Da, nu știu. Nu pot să mă bat. Acum tot lovesc. Lori, să-mi zici când vii pe... Când ești în satul care probabil în care... Sper că ești acolo. Deci, știu eu? Să-mi zici când ești în fața police station. Robi, taci un pic. Deci, cum ești din police station în dreapta ta, este un drum care e o pantă? Da. Perfect. Clar, haideți, îmi pare rău că am uitat să opresc filmarea, dar sunt destul de obișnuit cu drumuri din astea lungi și plictisitoare, încât uit că pe voi vă plictisesc de moarte. Revenim când ne întâlnim și noi. Ok, am revenit, ne apropiem de hangare, după cum puteți vedea. Andrei, ai loc să ții o sticlă goală? Nu. Ok. Nici eu. Atunci o arunc. Aș arunca un nu! Nu arunca! Am aruncat-o! De ce? Nu, vezi că e zombiu, Robi. Lasă, iau, Robi, e departe zombiu. Oh, s-a apucat să fugă. Am luat-o. Andrei, ai grijă tu la player, stai un pic să văd. Voi spre care? Spre hangarele alea verzi mergeți. Da, dacă o să te apropii de ele, o să vezi că în stânga e o clădire. Nu la aia mergem noi, de fapt. Ah, ok. Da, și o să ajungi după aia la hangare, da. Eu vreau să-mi fac rags. Nu acum și nu sta pe loc. Nu stau. Loris, eu caut, tu urcă la etaj și eu caut la parter în spatele scărilor și... Deci dacă găsești gloanțe de M4, vă... Eu caut în... Oh, în ușile deschise. Foamă. Sper să nu fie cineva să... Da, și eu. Sunt toate ușile deschise. Da. Du-te. Stați că acum ajung, voi unde sunteți? Deși uneori se mai întâmplă să fie un bug și să fie... Mi-am luat ballistic helmet. Da, nu-i nimeni. Voi unde sunteți? Sunteți într-un hangar din ăsta? Nu, în grădirea aia din stânga hangarelor. Ah. Mi-am luat o cască albastră, Robi. Ca să știu. Eu am beretă și ghiozdan. Vedeți că acum vin. Eu sunt aici, eu sus. Andrei? Bine, dar nu te văd, mă rog. Nu tu ai venit sus. Ba da, dar nu te văd. Eu nu sus. Nu tu. Eu sunt aici. Eu, uite o cască albastră. Cum o cască albastră? Băi, ce leg am. Ce cască albastră? Ballistic helmet.
Cum? Și ceva încărcător. Băi, băi, nu, 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 eu vroiam. Eu încărcător, eu, eu, eu. A, salut. Salut. Dar tu ai... Stai, păstrează-o, păstrează-o. Am crezut că am luat. Are cineva, are... E acolo încărcător și ceva mâncare sau habar n-am. E încărcător deschis. De... Nu, nu-i deschis, e de sportor. Haide să plecăm că am lotuit. Ai lotuit. Stai, Loris, sus. Ia încărcătorul că tu ai spațiu în cine e tipul cu... Cine e tipul cu masca? Eu. Eu. A, Andrei. Și Loris e cu ghiozdanul. Ia încărcătorul, Loris, că tu ai spațiu. Azi, că... Stai să-ți dau și sticla. Dă-i și lăsi sticla, Loris. Eu mă duc în primul hangar, voi puteți mergeți în... Loris, vezi că ți-am aruncat voi aici. Voi puteți mergeți în al... să mergeți în al doilea hangar, că sunteți mai în urmă un pic. Unde-i? E undeva pe acolo, pe jos. Uită-te. Hai. Robi, tu ieși de aici și te duci la hangar, da? Stai. La al doilea hangar, că eu sunt primul și n-are rost să veniți și voi. Dar dacă găsești ceva de M4, te rog. Da. Am găsit glanțe de SKS. S2. Voi în care hangar sunteți? Primul, mă duc la al doilea. Și eu mă duc la al doilea. Aveți grijă să nu ne sniperească unul. Eu stau în primul. De ce? Păi mă uit să văd dacă mă... Ai lutuit! Ne-am uitat, nu! Tocmai asta am zis, că să nu mai intrați și voi, că mersi eu, dar... Mă rog, nici Loris nu a intrat prea mult, numai un pic. Salut! Două sticle. Papuci! Haideți! Unde sunt? Papuci verzi! Andrei, unde ești? Eu acum intru în clădirea aia care nu... Stai că am mult Lego. Eu m-am dus la clădire cu cupolul de, cu cupolul de sticlă, dar... Foaie, mai intrat trei. Nu intru... Lasă că eu nu mă pot mișca, că am prea mult lag. Băi, asta înseamnă că e șanse să fie, să tocmai să fii dați pe un 1 pe aici, deci să stăm strânși. Hai, hai și tu, Robi, să stăm... Păi unde sunteți? Ah. Hai. Stai, Loris. Urc sus. Bine, hai și tu, Robi. În clădirea cu cupora de sticlă. SKS. Oh, dăm. Este frate. Unde-i? Andrei? Ce? Hai sus, tu te tupi, Ana. Bă, stai. Voi sunteți cei care... A, eu încarc, dar și eu... Nu știu. Am SKS cu glanțe, din fericire, acum. Nu știu cine e acolo, dar n-am văzut pe nimeni, știi, deci... Că m-am uitat prin perete, eu mereu fac așa. Du-te, te rog. Astea îs... Nu, nimeni. Îs ceva glanțe aici, balistic, sau... Helmetul, dacă matchbox. A box large... Of large chicken matches. Contains 250 matches. Bine. Habar n-am ce aia noi au. Chibrite parcă erau matchbox, așa știu. A, probabil. Ghiozdan, hell yeah! Ce e aici? Bolt quiver. Tolbă de săgeți. Pentru arbaletă. Nu am loc să o țin. Haideți, vrea cineva bolt quiver-ul? Nu. Asta e o haină! Prima lui haină. Ia pantaloni, ia, că cred că am mai multe buzunare decât a tăi, Robi. Sunt o grămadă, totuși. Okay. A, sunt tot pantaloni acum. Oricum o să schimbăm imediat serverul. De. Unde ne ducem, Andrei? În ușa altă clădire. Stai, așteaptă, hai aici sus. Știi ceva, până nu găsesc altceva, iau și cuibă. Andrei? Da. Stai aici jos, uite. De ce? Mască! Ia masca, că am aruncat-o eu, da. Nu la masca, că tu ai cască, țineți casca, că casca mi-o casca. Casca te protejează mie și mi-a salvat viața și lui Max. Du-te. De două ori și eu și Max am într-un videoclip, am primit headshot și n-am murit. În schimb casca a fost ruined. El avea casca de motociclist și sniperea de pe un geam și a primit headshot și nu a pățit. Am văzut și eu eram așa pe jos și a venit un tip. Ghiozdan pentru tine, Robi. Primul lui ghiozdanel. Oh my god, ce mare ui. Da, exact. Ok. Can de peaches. Pistol aici. Încerc 75. Are Robi glanțe. Mi-am găsit o armă. E un farming hoe. Are Robi glanțe. Ai luat 9mm rounds, Robi? Nu, n-am. De ce? Hai de sus. Ori... Stai, aia nu a fost înainte să mor. Hai, dă-te. Nu mai știu, de aia zic. Cred că a fost înainte să mor. Papuci!
Îmi plac papucii ăștia. E ok, vreau. Assault vest. Combat boots. Bun. 10 glanțe de SKS. Îmi plac. Oh, dă-mi. Hai sus, la etaj. Athletic shoes. Asta-i... Da, îi... Unde-s glanțele de SKS? Aici sus, hai că le-am aruncat. Bine, stai că mă uit aici în spate ce e o mască de gaze, glanțe de... Aici... Furcă! Ui, un încărcător aici. N-are gloanțe, îi pristin și din câteva din 0 din 20. Hai mă, dă-te. Cred că e de M4. Păi da, dar nu văd unde l-a găsit copilul. Mască. Unde-s gloanțele de SKS? Bă, Rob, eu unde l-ai găsit încărcătorul? Aici, în camera asta. Uite gloanțele de SKS. În care... Unde? În care e și Andrei, cred. Ia tu. Andrei are arma. Ia tu că nu-l văd. Eu sunt cu gloanțele. Da, bă, deci clar, frate. Luat încărcătorul. Știu ce fac de acum. Ce? Nu știu cum să explic, practic... Eu ies aici. Și eu, că oricum... Și găsim un server mai gol. Da, oricum, revenim cu un nou server. Când și am revenit... Când de la ușă, să nu mai stau eu. N-ați mai găsit glanțe de SKS. SKS nu. Nu vezi că-s pe jos, sunt 10. Ok. Stai, aștept un pic. Bun, deci acum toți avem armă. Da, intras sigur în cap. Deci a dat spawn lângă noi sau ce? Nu știu exact. Da, au dat spawn lângă lobby, au spus friendly și i-a intras în cap. De fapt, eu știi ce făceam? Îmi înlocuiam orange mountain backpack-ul cu red mountain backpack-ul, că vreau să fie mai degrabă red. Da, mă, și-o spus. Tip, l-am văzut pe ăla că e în spatele meu și m-am speriat pe moment, dar după aceea l-am văzut pe Loris că stătea așa și l-a amenințat cu arma. Și eu n-am zis nimic pe microfon. Și bă, glanțe de monstre, am ceva genul, oh, hello, unde? Și moare. Poți să iau eu 300 round box, sau are nevoie cineva? Ce, de? De glanțe. 300 round box. Adică? E o cutie care ocupă 4 spații și are 10, dar în care se pot pune numai glanțe. A, nu, poți să iei tu. Stați. Oare... Are cineva nevoie de ceva mâncare? Că dacă nu o mănânc eu asta. Nu. Ca să mai scap din inventar. Dar nu prea am mâncare, eu nu prea am mâncare, cred că n-am tot. Dar spune-mi, ai vreun status? Thirsty, da, am. A, de fapt, de ce să bea, deci... Drink. Da, eu beau și mănânc tot ce am, că... Care? Eu. I-a intras chiar un glonț, deci nu mai mult. Oricum. What? Ce? Nu pot să... Biau. Așa. De ce nu pot să... Trebuie să ieși și să intri iar, cred că. Sau se strică serverul, sau trebuie să ieși și să intri iar. Sper să nu se strice, eu ies. De că ce ieși? Trebuie. Robi, tu mai poți sta? Îi dau hide body, ok? Da. Stai, numai o secundă să mă uit la ele. Nu ieși încă ca să... Nu mai avea nimic. Dar nu mai pot deschide chestii, trebuie să ieși să intru. Nu mai avea nimic ca tipul, i-am dat hide body. Ok. Crede-mă că am luat tot. Stați că am ieșit și acum intru la loc, că nu mai puteam face cam nimic. Deci nu pot să crede, am M4. Prima mea armă. Cu 60 de glonțe. Cu încă 60. Și încă 60. Și încă 20. A, acum... 200 de glonțe. Și Robi câte are? Am un încărcător de 30 care l-am pus. Ah, l-am dat. Spawning in... Spawning poate însemna și că pur și simplu trebuie să aștept, nu? Da. Că aș fi sau ceva. Ok. Tot nu pot să mănânc sau să beau, o să-i strice serverul. Am 30 încărcate în M4 și mai am un încărcător, dar nu știu exact ce am în el. Nu are 10, că ăla ți-am dat unul de 10, unul de 30. Atunci am în total 40 de gloanțe am. Da, mă rog, eu trebuie să plec, ne mai întâlnim mai. Cannot load texture, bla bla bla.
Deci, pa. Da, 40 am în total. Pa! Pa! Așa, bia! Bia! Tu unde ești, Andrei? Am dat loot la camera. A, salut! Tot nu pot să beau, mă, nu știu ce care. Eu pot! Încearcă să... Andrei, cum fac să nu mai am ceva în hotbar? În hotbar? Îi dai drag and drop afară. Nu, nu pot să-i dau... A, uite. A, da, și dacă chestia aia arată albă complet, înseamnă că ai avut-o în hotbar, dar nu mai ai. Știu. E acolo ceva cască? Da, am găsit o cască. Să văd cum o iau. Tu încă mai ești aici sau? Eu slide, am coborât jos și dau loot. Ah, ok. Ce se aude? Poate eu. Nu, se aude ceva gen pum, pum, pum. Dar era ca și cum ar suna un microfon ceva. Hai că vin, salut. Așa. Nu i-ai furat bluza tipului care Loris l-a omorât, nu? Mm. Că eu sunt mai eu sau în chestie din asta. Hai, am regs. Da, stai numai să-mi pun. Am o întrebare. Andrei. Da. Ce gloanțe îți folosește 1911 pistolul? Punct 45 AKP. Ok. Și ai nevoie de 20 de round, 5,56 de milimetri semi-AG. E goală, e un încărcător gol. E prostitor. Uite, ți-l arunc, să-l vezi. Îi dă în 4, prăstrează-l. A, ok. Deci în ăsta bag gloanțele? Da. Când o să fie ca... De fapt, nu sunt decât câteva tipuri de încărcătoare. Încărcătoare care arată ca și ăla. Verzi, negre ca, deci ăla e un încărcător negru, mai sunt verzi, sau așa într-un fel gri, mai mari sau mai mici. Mai sunt încărcătoare de sporter care seamănă cu alea de AK-47. Și mai sunt încărcătoare de tot felul de pistoale. Și știi cum arată un încărcător de pistol? Da. Nu cam așa arată toate încărcătoarele. A, de fapt nu. De pistol nu. În realitate, cum arată un încărcător de pistol? Andrei, tu ce armă melee ai? Furca. Hai, în cealaltă clădire. Stai. Așa, așa. Ok. Eu acum stau cu arma în mână. Deci, bru? Ce mă? Stai așa un pic. Tu ai încărcat. Ce naiba, da. Ok. Ce mă? Cum fac să dispară chestia asta? Tot eu încarc. Băi, frate, ce? Deci ăla ies că iesul din mâna ta? Da. Uh-huh. Și câte gloanțe ai la el? Să mă gândesc, 10... nu. Deci 10, 20, 40. Vezi, nu poți să deschizi ușa asta. Păi, stai să-mi pun asta, așa, nu se poate deschide, e încuiată. Cine să fi încuiat? De obicei ușa păi, asta... Păi, nu există ușe care sunt pur și simplu încuiate, sau să închei... De obicei ușa era deschisă și puteai să... Stai să stăm, așa. Hai la hangare, nu știu ce să zic. 2, 3. 4, 6, de ce 8, în dreapta sus a ecranului îmi scrie 100? E distanța la care, pentru că la 100 de metri distanță de tine, pușca o să tragă exact unde ții ținta. Mai aproape sau mai departe o să tragă mai sus sau mai jos, dar nu știu exact cum, adică... Dacă... Noi suntem acum pe alt server, nu? De cât?
decât am unde am fost când am încercat. Încărcător de M4. Unde? Aici, de 30 de glanțe. E plin? Da. Încărcătoarele în general le găsești pline, adică nu chiar mereu, dar le 1911 și eu. Ah, ok. Și acum am două pistoale, am o grămadă de chestii. Încerc să mă obișnuiesc cu controlele. Deci în stânga și dreapta merge ok, dar în sus și jos merge așa parcă ciudat. Nu știu, mă obișnuiesc. Booties. Deci astea sunt military boots și eu am combat boots. Îmi plac combat boots-urile. Unde ești? La următorul hangar. Ah, ok. Pur și simplu, dai sprint mai încet sau pur și simplu nu poți să dai sprint când ai armă în mână? Dai sprint mai încet. Oh. Deci tot trebuie să dau double tap. Da. Ok. Tu nu ți-ai ceva buți? Am. Ce am eu? Military boots. Ah. Numai că nu prea contează, cel puțin de făcut nu fac nimic, e mai mult de cum arată, să nu ai Adidas. Dacă ești military gear, să nu ai Adidas, știi? Mhm. Stai cu arma în mână, că nu știu. Păi eu o țin în mână. Ok, atunci stai cu arma pe țintă. E un zombie, l-am auzit. L-o împuși tu? Da. Dacă vine. Ok. Oh, e aici! Bun, gata. Perfect. Primul meu zombie omor cu pușca. Ai tras un amount echilibrat de gloanțe, sincer. Deci cam așa tragi când ai... când vrei să fii... Stai, eu acum... Tu ești la sus. Da. Și ai vestă? Da. Ok. Când ai urcat? Acum. Nu te-am văzut urcând. Aici îi un fel de lopată sau banana asta e mucegăită sau rotten banana, da. Eu acum cum țin arma? Nu știu. Adică așa să merg. Că nu cred că... deci să apăs space și să stau cu space, deci cu arma pregătită? Nu, dar știi cum, deci dacă când intri într-o căpere, să stai pur și simplu așa pe țintă, știi? Așa? Da. Dar okay. Nu acum, deci am deci nu cu click dreapta, ci cu space-ul ținut, activat. Nu cu space-ul activ, ba și cu space-ul poți. Și în rest să dezactivezi space-ul și, pur și simplu, o țin în mână. Da, nu neapărat, okay. Deci, când intrăm în clădiri noi, ca să vedem să nu fie tip, să ținem așa pe space. Okay, am găsit alcohol tincture. Okay. O iau. Nu, că nu facem nimic momentan. Adică, în următoarele update-uri o să ți se infecteze rana și trebuiască să o cureți cu alcool. Stai numai că îmi pun arma la loc ca să beau ceva. Bine. Ok, dar cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, un subscribe, un share și ne vedem data viitoare. Pa!